Salutare campilor! În materialul de astăzi vom vorbi despre EDC, Everyday Carry. Acest aspect a fost atins de foarte mulți specialiști. Cu toții am văzut modele după care ne-am construit EDC-uri. Bineînțeles, trebuie să ținem cont atunci când vrei să-ți construiești această setare EDC, adică o setare ce are ca și componentă obiectele ce le poți folosi de zi cu zi. Ei bine, dincolo de această problemă, aș vrea să dezbatem astăzi lucrurile de care trebuie să ții cont după ce ți-ai făcut această setare EDC. Ce ne facem, spre exemplu, dacă în setarea noastră EDC găsim elemente și obiecte ce presupun arme de foc, baston telescopic, cuțit, diverse alte obiecte ce le folosim în scopul autoapărării. Dar toate aceste obiecte, odată ce le-am setat și le-am așezat pe noi, în momentul în care nu ținem cont de anumite aspecte, ei bine, prezența lor asupra noastră nu face altceva decât să trezească suspiciuni și vom deveni, cu alte cuvinte, persoane ce intrăm în vizorul poate chiar a autorităților sau a altor oameni ce ne observă. În acest material, pe scurt, vom vorbi despre aceste lucruri și de modul în care trebuie să-ți folosești echipamentul pe care îl porți, ținuta pe care o ai, atitudinea și, bineînțeles, memoria musculară. Haideți să vedem! Am stabilit deja obiectele ce le port asupra mea în scopul stabilit de mine, EDC-ul personal. Ce am? Am o armă de foc împreună cu un holster. Atenție, după cum observați, este un outside waistband. Am un briceag și, bineînțeles, un baston telescopic. Acestea sunt cele trei obiecte ce le folosesc și ce le port asupra mea în fiecare activitate al zilei. Dar întrebarea mea față de voi este următoarea. Este suficient să-mi stabilesc obiectele, să le așez asupra mea și să plec mai departe, să-mi fac activitățile zilnice? Cum vi s-ar părea dacă ați vedea pe cineva așa? Ar atrage în primul rând atenția asupra lui. Ai fi acel idiot care semnalizează de la o poștă faptul că are o armă de foc, că are un briceag și chiar un baston telescopic. Ai atrage atenția și autorităților și, categoric, de la sine, o grămadă de alte probleme. Deci, atunci când ne facem o setare EDC și când ne decidem și avem posibilitatea să purtăm o armă de foc, un baston telescopic, un briceag sau orice altă armă sau obiect ce îl poți folosi în scopul autoapărării, nu este suficient doar să te decizi asupra acelui obiect, ci trebuie să ții cont de faptul că acel obiect trebuie integrat astfel încât să nu atragi suspiciuni asupra ta. Haideți să vedem cum putem îmbunătăți această imagine astfel încât să nu ajungem aici. Haideți! Mergem mai departe în tutorialul nostru și, după cum observați, primul pas pe care l-am schimbat a fost alegerea holsterului. În loc de holsterul outside waistband, adică un holster ce se dispune pe partea exterioară, am ales un holster inside waistband, adică în interiorul centurii. Da? Deja o mare parte din arma mea este ascunsă de această opțiune a holsterului. Un alt fapt de care trebuie să ținem cont este dat de faptul că mărimea pantalonului trebuie să fie cu cel puțin una sau două numere mai mari. De ce? Deoarece acest holster inside waistband nu face altceva decât să-ți mărească ție, din păcate, proporțiile, iar un pantalon foarte strâmt nu va face altceva decât să îți creeze disconfort. Un alt lucru de care trebuie să ții cont în cazul în care porți un astfel de baston telescopic este că acesta nu trebuie purtat în partea din față a ținutei, atât în buzunar cât și atașat centurii. Este foarte bine dacă ai opta pentru a-l așeza undeva în spate, cum am eu acest buzunar. Este un buzunar dedicat unor astfel de obiecte, cum ar fi bastoane telescopice sau chiar încărcătoarele de rezervă ale armei. Acești pantaloni
ce îi vedeți pe mine sunt niște pantaloni produși de firma 5-Eleven, sunt niște pantaloni tactici ce vin în sprijinul utilizatorilor de arme de foc, dar și de obiecte ce pot fi incluse în bagajul EDC-ului, atenție, în scopul autoapărării. Acum, dacă vă uitați mai departe, observăm acest briciag. Ei bine, acest briciag la fel va atrage atenția. Dacă ești în anumite zone publice, dacă ești în preajma școlilor, dacă te afli în magazine, există oameni a căror spirit de observație este mai bine dezvoltat decât ai crede și în momentul în care vor vedea așa ceva asupra ta, cu siguranță se vor uita destul de ciudat la tine. Sfatul meu este să evitați pe cât posibil afișarea obiectelor ce includ EDC-ul tău în scopul autoapărării sau în scopul luptei, astfel încât aceasta să fie evitată pe cât posibil pe planul frontal. La fel, pantalonii 5-Eleven, dincolo de buzunarele cele mari, în care poți pune diverse obiecte, mai au încă un buzunar micuț, unde la fel îl poți atașa aici, la spate, și în felul acesta, după cum observați, am încheiat orice fel de poveste. Bun, este ok acum cum sunt? Văzând această postură din față, am putea spune că ar fi relativ ok, dar din lateral arma mea este în continuare expusă, din lateral stânga, la fel, bastonul meu este la fel expus. Deci trebuie să aleg o cămașă, trebuie să aleg ceva ce să-mi acopere aceste lucruri. Haideți să vedem de ce trebuie să ținem cont când alegem și această cămașă sau geacă. Am intrat în scenă. Următorul pas. Am vorbit despre cămașă. Dacă ne uităm, este o cămașă ce se asortează cu ghetele, poate se asortează și cu tricoul, cu centura, cu pantalonii. Deci din punct de vedere al codului etic sau estetic, da, este o cămașă ce se potrivește. Dar este suficient să pun doar o cămașă și atât? Haideți să vedem ce se întâmplă dacă, din diverse motive, această cămașă ce o porți asupra ta, pur și simplu decizi să te închizi la ea, da? Pur și simplu, haideți să vedem. Deci m-am închis doar la primii nasturi. Bun, sunt ok? La prima vedere am spune că da. Dar, dacă privesc din lateral, este evident faptul că am un obiect asupra mea și acela este arma de foc. Pentru un ochi experimentat, pentru un ochi care cunoaște elementele acestea, este evident, sau mai mult decât evident, că acel obiect din spatele cămășii, acea formă, poate reprezenta o armă de foc. Iar la fel, odată ce ești, să zicem, citit de faptul că ai o armă de foc asupra ta, poți trezi suspiciuni. La fel este și în cazul în care, spre exemplu, te decizi să nu ai o cămașă, este vară și tu decizi să porți tricoul peste armă. Ia uitați-vă. Acest tricou, ai zice că da, este ok. Vine, acoperă, e frumos, se așează pe corp, scrie 5-Eleven, beneficiezi și de discountul de pe firma tactica.ro dacă folosești codul FUJIN, FUJIN fiind numele clubului meu de combat și de pregătire pe linie de arme de foc și de tactică. Dar ne întoarcem la oile noastre. Credeți că aș trezi vreo suspiciune în momentul în care am această formă, acest relief? Cu siguranță aș trezi această suspiciune. Ca să nu mai zic că pot exista momente ale zilei în care te apleci și deja, ia uitați-vă cât de evident este faptul că ai o armă de foc asupra ta. Și atunci, în momentul în care te decizi să porți o cămașă, un tricou, o geacă și așa mai departe, trebuie să ții cont de faptul că, la fel ca în cazul pantalonilor, măsura să fie cu cel puțin una sau două numere mai mari, astfel încât îmbrăcarea acelei piese vestimentare să-ți ofere o varietate de mișcări, da? O varietate de mișcări, astfel încât acest relief al armei să fie ascuns. Trecem mai departe. Am stabilit și acest aspect al vestimentației, al necesității de a purta ceva ce să ne ofere confort și totodată să ne ascundă obiectele ce le purtăm asupra noastră.
dar în activitatea de zi cu zi mai avem alte obiecte ce le folosim cu o maximă intensitate. Și acestea sunt telefonul mobil și portofelul. Marea majoritate avem tendința de a așeza în buzunarele din spate. Dar haideți să vedem dacă dispunerea și așezarea lor îmi poate da de gol această construcție a EDC-ului. Gândiți-vă la următorul lucru. Imaginați-vă, vă rog, pentru un moment, că ai telefonul mobil, da? Și îl poziționezi la buzunarul din spate, aici. Îți sună telefonul sau vrei să verifici un mesaj sau pur și simplu vrei tu să inițiezi ceva, să te folosești de telefonul mobil. Ce te face în situația în care vei face acest gest? Credeți că este ok? Sau nu folosești telefonul mobil, dar folosești portofelul. Ce te faci în situația în care tu vrei să ai acces la portofel și nu ai făcut altceva decât să arăți faptul că ai o armă de foc asupra ta. Și atunci, în momentul în care dispunem portofel, telefon mobil, cheile de la mașină și așa mai departe, trebuie să ținem cont de faptul că acestea trebuie aranjate și dispuse asupra noastră, astfel încât să nu ne desconspirăm, să nu ne dăm de gol. Deoarece arma de foc, până la urmă, este elementul surpriză, elementul pe care te bazezi și elementul de care nu trebuie să știe nimeni altcineva decât tu. Trecem mai departe. Următorul pas este accesul la obiectele ce le-ai inclus în EDC-ul tău. Degeaba ai o armă de foc asupra ta, degeaba ai un baston telescopic, degeaba ai un alt obiect ce îl folosești în scopul salvării vieții sau în scopul autoapărării, dacă tu nu ai acces la arma de foc. V-am dat mai devreme exemplul portofelului sau a telefonului, ce îl punem și îl așezăm în buzunarul din spate al pantalonului. Veți spune probabil, ținând cont de faptul că am un tricou asupra mea, că ar fi indicat să am tricoul peste, astfel încât în momentul în care încerc să accesez portofelul sau telefonul din buzunar, arma să fie sau bastonul telescopic sau obiectul pe care îl folosești în acest sens să fie acoperit de tricou. Dar întrebarea mea este alta. Cât de rapid este accesul, spre exemplu, cum este în cazul meu, al armei, accesul către arma de foc în situația în care am nevoie să fac uz de ea? Arunc cămașa la o parte, iar accesul meu este limitat. Trebuie să fac o mișcare în plus, trebuie să ridic tricoul, de-abia ulterior să am acces la arma de foc. Ei bine, toate aceste elemente îmi vor întârzia reacția într-o situație cu un alt grad de periculozitate, ceea ce este fundamental greșit. Accesul către arma de foc trebuie construit de așa manieră încât să pot ajunge la ea atunci când am nevoie. La fel și în situația bastonului telescopic. Degeaba port un baston telescopic asupra mea dacă nu am acces la el. Haideți să vedem mai departe, că mai este o situație pe care am întâlnit-o și aș vrea să o evitați. Înainte de a face orice activitate cu arma de foc, este esențial să verificăm arma, să fim siguri că aceasta nu este încărcată. Iar acest procedeu se face foarte simplu. Scoatem arma din holster, blocăm anșonul, scoatem încărcătorul, verificăm astfel încât încărcătorul să fie gol, îl punem deoparte, verificăm camera cartușului vizual și cu degetul, locașul încărcătorului, ne asigurăm că arma este descărcată și din momentul acesta putem da drumul explicațiilor, dar și a diverselor exerciții. Fă și tu acest lucru, este esențial, face parte din regula de siguranță atunci când utilizezi arme de foc. Există situații, și am văzut oameni, își așează arma de foc, bastonul telescopic sau un alt obiect ce îl poartă asupra lor în scopul autoapărării în rucsac. Pur și simplu, ei consideră că prezența lor în rucsac este mai mult decât necesară. Și atunci, haideți să ne uităm puțin, să ne jucăm cu această idee. În rucsac, bineînțeles, nu că ai un rucsac doar pentru o armă, mai ai poate un laptop, poate niște tricouri de schimb,
diverse lucruri ce le folosești zi de zi sau, nu știu, probabil în alte activități, da? Și iei rucsacul asupra ta. Îl ai frumos pus pe spate și ești, să zicem, în EDC-ul tău, ești pregătit deoarece totul se află înăuntru, da? Deci EDC-ul este îndeplinit. Ai obiectele asupra ta? Le ai asupra ta. Ce te faci în situația în care ești angajat într-o luptă și trebuie să lupți, da? Să lupți, să lupți. Și ești atacat și te aperi și lupți și te aperi. Ei bine, pierzi lupta. Realizezi că ai nevoie de acele obiecte ce le-ai pus în acest scop, în acest sens asupra ta. Ce faci în situația în care lupți, ai un adversar, ai 2-3 adversari sau pur și simplu adversarul respectiv îți pune viața în pericol? Crezi că vei avea timpul necesar? Stai puțin. Unde este? Stai așa. Și încep să scoți o cămașă. Nu e aici. Un tricou. Nu e. Am găsit bason telescopic. E... Acum să te văd. Crezi că vei avea timpul necesar? Nu. Niciodată nu vei avea acest timp. Și atunci, în situația în care deja ți-ai făcut aceste DC, ce ai inclus tot setul ăsta de obiecte, dacă nu ai acces la ele, n-ai făcut absolut nimic. Haideți să-ți arăt câteva exerciții de brațe în care poți folosi și obiectele.